și bine v-am găsit la un nou sezon, Enigma! Toamna și-a intrat pe deplin în drepturi și așa cum v-am promis, ne întâlnim în sezonul al doilea. Prin urmare, bine ați venit la o nouă Enigma! Eu sunt Ruben și așa cum știți deja, sunt gata oricând să fiu la dispoziția voastră. Pentru astăzi vă invit la o mică introspecție pornind de la mitologia greacă. Mitul lui Icar este o poveste care atrage atenția asupra importanței și efectelor pe care le poate avea orgoliul exagerat asupra oamenilor. Nimeni nu este imun la acest viciu, ceea ce ne conduce la ipoteza că avem mare nevoie să înțelegem ce înseamnă orgolul, cum se manifestă el și dacă mai putem reveni la o stare fără Urgoli. Citim în mitologia greacă că Dedal era un meșteșugar atenian. El a creat celebrul labirint din Cnosos pentru regele Minos al Cretei. Construcția a fost gândită pentru a găzdui Minotaurul, creatura monstruoasă mitologică care se hrănea cu carne de om. Minos trimitea în labirint periodic fete și băieți pentru a potoli foamea monstrului. Sătul de atâtea jertfe umane, Dedal l-a ajutat pe Tezeu să ucidă monstrul, motiv pentru care este condamnat de rege să intre el însuși în labirint împreună cu fiul său. Pentru ca cei doi să poată scăpa din Creta, Dedal a creat o pereche de aripi din pene, ținute împreună cu ceară de albine. Pentru ca să poți zbura cu ele, era nevoie să nu te apropii prea mult de soare, pentru că ceara s-ar topi și penele s-ar desprinde. Și în al doilea rând, să nu te apropii prea mult de mare, pentru că penele se vor încărca de apă și se vor rupe sub greutatea lor. În timp ce evada, Icar a ignorat instrucțiunile tatălui său. Vai, 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 ce noutate. Uite că erau și pe atunci adolescenți rebeli, nimic nou sub soare. Ce să-i faci? Și nu a menținut un curs undeva între cer și mare și a zburat prea aproape de soare. Da, urmare a apropierii de soare. Ceara s-a topit, aripile create de tatăl său sau desprins, iar acesta a căzut în mare. Acest mit grec antic a fost povestit de poetul roman Ovidiu în Metamorfoze și a inspirat numeroși autori, cum ar fi Shakespeare, Milton, James Joyce, să folosească această tipologie a celui care ajunge victima propriei aroganțe. Mitul lui Icar este o poveste care atrage atenția asupra importanței și efectelor pe care le poate avea orgoliul asupra omului în general. Este una dintre relatările clasice ale comportamentului mândriei nemăsurate a unui individ și supraaprecierea lui în provocările pe care le întâlnește în viața de zi cu zi. Expresia a zburat prea aproape de soare rămâne, în vorbirea de zi cu zi, un avertisment împotriva ambiției excesive și a bravadei a pictat un tablou intitulat Mitul lui Icar, iar poetul Oden, după ce a văzut acest tablou într-o călătorie la Bruxelles în 1938, a fost inspirat să scrie un poem. Poemul este o meditație profundă despre individ care, în cele din urmă, este doar o zgrietură pe suprafața istoriei. Da, da, ai auzit bine, o zgrietură pe suprafața istoriei. Totuși o zgrietură care de foarte multe ori crede în orgolul său că poate schimba istoria. Pot afirma fără frica de a greși că majoritatea covârșitoare a oamenilor știu că orgolul nu a adus niciodată ceva bun, dar cu toate acestea se trezesc din când în când aprigi consumatori de orgoliu. Așadar, haideți să vorbim despre orgoliu. Conform dicționarului explicativ al limbii române, orgolul este o părere foarte bună, adesea exagerată și nejustificată despre sine însuși, despre valoarea și importanța socială. O părere, atât o părere, care poate foarte ușor să preia controlul vieții individului. Se pare că la baza orgoliului stă exacerbarea egoului, mai clar în încurajarea părților negative și dăunătoare ale acestuia. Fiecare dintre noi ne naștem fără ego. Acest lucru ne permite să simțim unitatea cu mama noastră și ne permite să supraviețuim în timpul extrem de vulnerabil cât suntem bebeluși, deși în dreptul unor bebeluși se poate spune că de la primele clipe ale vieții, au un ego foarte puternic. Relațiile în care ne implicăm odată cu înaintarea în viață ne cer să ne dezvoltăm și propria identitate, și astfel apare ego-ul. Cine sunt, de unde vin și încotro mă îndrept, ar fi întrebările de bază ale formării identității. Apoi dezvoltăm un ego pentru că suntem conectați pentru dragoste. Așa începe orice viață normală, cu dragoste. Iar acest concept este unul foarte important pentru. Emisiunea de astăzi. În mod ideal, pe măsură ce creștem, ne formăm un atașament sănătos și sigur. Un atașament sănătos este atunci când te simți atât de bine, ca și cum ai fi înfășurat într-o pătură pufoasă, într-un loc sigur și cald. Nu întâmplător, și cele mai puternice caractere se simt alinate atunci când, în momentele de descurajare, sunt îmbrățișate de cineva. Dacă, în timpul vieții noastre timpurii, dezvoltăm un atașament sigur. Și avem multe experiențe pozitive, dezvoltăm un ego sănătos. Acesta ne permite să creștem cu un sentiment de iubire de sine, o reziliență solidă, capacitatea de a rezolva problemele în mod creativ, dispoziția de a dezvolta relații semnificative și un simț bine dezvoltat al existenței noastre. Și acum, dacă în timpul vieții noastre timpurii suntem predispuși la experiențe negative și nu primim ceea ce avem nevoie, Egoul nostru poate fi rănit. Dacă nu vom avea ocazie să ne vindecăm într-un mod sănătos, egoul rănit învață să compenseze și să protejeze părțile dureroase în moduri defensive, reactive și disfuncționale. Și uite așa, dezvoltăm orgolul. Orgolul este adesea ca un scut care ne protejează de lumea exterioară, dar ne împiedică și să ne iubim pe noi înșine și viața noastră ca să nu mai punem la socoteală că te face un pic respingător social chiar și pentru cei mai toleranți oameni. Deseori, orgolul apare ca nevoie de a ne situa diferiți de ceilalți, superiori sau privilegiați. Orgolul va fi important pentru cineva guvernat de frică, care în adâncul sinelui nu se simte suficient de bun. Deseori ajunge să folosească furia pentru a se impune sau a controla alte Persoane. O persoană guvernată de propriul orgoliu va fi reactivă, dramatică, defensivă, repetând comportamente problematice care provoacă suferință în relațiile sale. În acest rol, când cedăm în fața propriului orgoliu, fie luptăm cu realitatea, fie o ignorăm sau încercăm să o alterăm pentru a corespunde așteptărilor noastre. Refuzăm astfel să facem față fricilor sau provocărilor și considerăm. Că fericirea poate apărea doar atunci când nu există durere emoțională sau frică. Orgoliul așteaptă perfecțiune în jur și folosește învinuirea, evitarea, critica sau negarea pentru a face față situațiilor dificile. Este foarte dificil să relaționezi cu cineva care își manifestă constant propriul orgoliu întrucât este genul de persoană care nu își va cere niciodată scuze. El nu greșește, este etalonul moralității. Nu își va asuma responsabilitatea pentru nimic, va găsi el mereu pe cine să dea vina. El trebuie mereu să aibă dreptate și să se simtă superior, un adevărat campion al explicațiilor fantasmagorice și al minciunii care acoperă neîmplinirile proprii și cu care justifică convingerile greșite. Cei orgolioși sunt pricepuți și la matematică, și la gramatică, și la fizică cuantică, și la leadership, și la medicină, și la fotbal, și mai ales la poezie și la artă. Ce s-ar face lumea fără ei? Orgoliul se manifestă prin câteva simptome vizibile și important este să le identifici la tine și să găsești remedii. Pentru că altfel, boala orgoliului este mortală, social și relațional. Primul simptom este dorința exagerată de a avea dreptate. Asta în contrapartidă cu cel care știe că are dreptate, dar nu face din asta un capăt de lume și lasă pe oricine să creadă că el este cel care se înșală. Urmărește un părinte care încearcă să explice copilului că dulciurile nu sunt recomandate. Nu va face exces de autoritate să-l convingă pe copil că este greșit, dar îi va repeta lecția până când îl va convinge. Apoi, Orgolul vine la pachet cu o mare lipsă de comunicare. Atunci când cineva știe că a comunica cu tine este un fel de sport extrem, te va evita. Dacă tot îl vei certa sau mustra pentru ceva, va alege să fie mustrat pentru ce a făcut, nu pentru un gând sau pentru un plan. Poate că vor fi și curajoși care vor încerca, dar curând vor renunța. Pentru că nimănui nu-i place să lupte cu orgolul tău la infinit. Competiția, nesiguranța, neîncrederea. Iată niște simptome care vin cam odată. Nu mai vezi colaboratori în jurul tău, ci doar competitori. Nu mai există echipă care să lupte pentru lucruri comune, ci doar slugoi, depersonalizați, blazați și limitați, care trebuie să execute orbește și cu zâmbetul pe buze orice se cere. Următorul pas prin care se manifestă orgorul, sunt sentimentele nejustificate de gelozie. Unul din modurile prin care se manifestă gelozia este dorința de a fi în control, semn al fricii și al nesiguranței. Nimeni nu mai poate face nimic fără știrea ta, nimeni nu mai vorbește cu altcineva decât cu aprobarea ta, nimeni nu pleacă nicăieri fără încuviințarea ta. Aici aparatul de măsură al bunului simț deja semnalizează o concentrare imensă de toxicitate. Deja putem vorbi de o travă neîncrederea în ceilalți și supra-încrederea în tine te-au dus pe marginea comportamentelor patologice. Așa ajungem la aroganță. Este cea mai dăunătoare manifestare a orgoliului. De obicei, aroganța începe atunci când o persoană începe să simtă că este mai bună decât ceilalți, iar aici firul frumos al colaborării este rupt. Vei rămâne cu orgoliul tău și eventual un subiect de discuție la rubrica Așa nu. Nimeni nu este obligat să-ți suporte infatuarea chiar dacă ești șeful lui. Bun! Ce facem să scăpăm de orgoliu sau măcar să-l ținem în cote de siguranță. Ceea ce face deosebit de dificilă munca pentru stăpânirea orgolului este faptul că în momentul imediat următor când cineva se lasă cuprins de orgoliu, va ieși la iveală așa ca prin minune și orgoliu celuilalt, care devine motiv pentru a crește doza de orgoliu. Când doi orgolioși se înfruntă, rezultatul este inevitabil. Doi, învinși. Cel mai bun mijloc de a învăța să stăpânești orgolul atunci când discuți cu cineva care ține neapărat să aibă dreptate, este să nu te încăpățânezi. Acceptă ideea că în momentul respectiv, partenerul tău de discuție te ține un adevăr important pentru el, la fel de important ca al tău. Cine are dreptate? Amândoi, evident, fără îndoială. Poate din direcția lui așa se văd lucrurile. Apoi, trebuie să știi că Contrariul orgoliului îl reprezintă umilința sau smerenia, dar atenție, mulți oameni se consideră umili pentru a-și ascunde teama, căci în realitate ei sunt slabile, atât de frică să nu greșească, încât se supun de bunăvoie, dă-le putere și vei vedea că se schimbă imediat. Umilința lor despare ca prin farmec, iar în locul smereniei va înflori mai orgoliul, este ceea ce numim falsă umilință. Sunt și oameni care se umilesc mereu și nu-și pot accepta talentele și calitățile. Se simt foarte încurcați când cineva le face un compliment, fac totul cu umilință și asta este tot falsă umilință. De fapt, este o formă de orgoliu. Soluția finală pentru tratarea orgoliului este legată mereu de același lucru, dragostea. Vă mai aduceți aminte ce spuneam la început? Suntem creați pentru dragoste. Și dacă aceasta este eliminată, apar disfuncționalități. Dragostea are o mare putere de vindecare, atât fizică cât și mentală, emoțională sau chiar spirituală. Fii recunoscător pentru fiecare persoană care apare în viața ta. Unii vin ca o binecuvântare, alții ca o lecție. Toți sunt oameni la fel ca tine și pot trece prin aceleași probleme ca și tine. Nu mai au nevoie să suporte și crizele tale de orgoliu. Mai degrabă iubește, sincer, curat, frumos. Cel care va avea cel mai mult de câștigat ești chiar tu. Vei scăpa de orgoliu. Acum înțelegem că în spatele orgoliului se ascunde întotdeauna frica. Frica de a nu fi iubit, de a fi respins, judecat, criticat, teama de a nu fi la înălțime într-o situație, teama de a pierde pe cineva sau ceva. Dacă ai de-a face cu o persoană orgolioasă, încearcă să observi toată suferința și teama ascunse în comportamentul său. Poate că va încerca să te schimbe, să-ți provoace teamă prin atitudinea sa autoritară, tranșantă, dar să nu te lași impresionat, căci în realitate este probabil mai speriată decât tine. Da, știu că este dificil să ai o astfel de atitudine pozitivă față de cineva orgolios, pentru că uneori persoana orgolioasă este într-o poziție de putere față de tine. Revenind la povestea lui Icar, am găsit în cartea Și tu poți să zbori, a lui Seth Godin, un fapt extrem de important. Mereu morala legendei a fost interpretată ca însemnând dă ascultare regelui sau dă ascultare tatălui tău sau celui mai mare ca tine. Nu-ți imagina că ești tu cel mai bun dintre toți. Dar mai există o parte a mitului de care nimeni nu-ți va spune să înveți. Pe lângă faptul că i-a zis lui Icar să nu zboare prea sus, de dal și a instruit fiul să nu zboare nici prea jos. Prea aproape de mare, pentru că apa iar distruge aripile. S-a creat o cultură în care ne amintim constant unii altora de pericolele care ne așteaptă dacă ne ridicăm și ieșim din anonimat, dacă devenim vizibili. Industria și-au făcut din asta un păcat capital. Prin urmare, este ignorat complet, un neajuns mult mai des întâlnit, mulțumirea cu puțin, adică mediocritatea sau a zbura atât de sus cât să nu mori. Dar despre acest subiect vom vorbi mai pe larg într-o altă ocazie. Până atunci, nu uitați că puteți să-mi scrieți oricând pe e-mail emisiunea Underline Enigma. La fel de important pentru comunicare este și canalul de telegram emisiunea Underline Enigma. Cine folosește aplicația Telegram poate să intre pe acest canal unde dorim să dezvoltăm o comunitate frumoasă în care să ne inspirăm unii pe alții. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru pentru a primi notificările când apare ceva nou. Cam atât pentru acum. Până data viitoare, nu uitați că sunt aici pentru voi!